simt că am citit atât de mult despre clanul Bridgerton încât pot face parte liniștită din familia lor. Este adevărat, sunt și mulți la număr și autoarea Julia Quinn și-a dorit cu entuziasm ca fiecare membru să aibă parte de o poveste de dragoste. Ce-i drept, fiecare merită să-și găsească jumătatea și fericirea, așa că am lăsat timpul să treacă și am stat cu minte la poveste pentru că toți au avut ceva frumos să ne spună. Dacă vă vine a crede, am ajuns la volumul 8, În drum spre altar, povestea lui Gregory. Am pornit de la Daphne și acum suntem la Gregory, cel mai mic dintre frații Bridgerton. Dar știți acea vorbă cu cei din urmă și cei din tâi? Așa și cu micuțul Gregory, care acum a crescut și caută și el dragostea, având exemplul fraților săi mai mari. Este îndreptățit să caute acest lucru pentru că în societatea lor dragostea însemna stabilitate, dar însemna și liniște. Dacă nu erai însurat, erai considerat ciudat de către societate și judecat. Așa că Gregory și-a dorit din suflet să fie fericit și să iubească în adevăratul sens al cuvântului, nu doar de ochii lumii. Căsătoriile de conveniență o să domine destul de mult în această carte și vă spun imediat de ce. Gregory pune ochii pe o fată și Lucy dorește să-l ajute să o cucerească și să se însoare cu ea. Însă lucrurile se schimbă atunci când fratele lui Lucy fuge cu aleasa lui Gregory, lăsându-l cu ochii în soare. Trist, nu-i așa? Lucy însă are și ea de luptat cu mulți demoni, pentru că unchiul ei dorește la rândul lui să o căsătorească cu cineva și ea, din păcate, nu se opune foarte mult, considerând că este datoria ei față de familie să fie de acord. Între timp, Gregory își dă seama că Lucy, cu istețimea ei ieșită din comun și cu zâmbetul luminos, este cea care îi face inima să cânte. Iar acum Gregory trebuie să riște totul pentru a se asigura că atunci când va veni vremea să sărute mireasa, el va fi cel care va sta în fața altarului alături de aleasa lui. Sunt Andra Matei și până data viitoare să ai parte de tot ce-ți dorești tu.